dorim, Bogdan. Nu, imagine. Nu vă uitați înapoi. Nu vă uitați înapoi. Păi, normal, da? Da, da, da. Nu mă înțelegi. Duc imaginea acesta la profesor. Mama! Nici chiar? Nu. La unii oameni, știi? Nu la copii. Thank you.
coboară la secțiunile respective. Haideți. Să mai pun paici. Să liberăm hârtia, să mai filmeze. Haideți. Haideți. Că poate vine și sus, vine și... Vedeu că vine la fiecare... Să-mi spuneți că suntem gata. First, I would like to ask him to introduce himself. În primul rând, avea să vă prezentați. Mă numesc Alexandru Chirilă, am vârsta de 59 de ani, sunt căsătorit, am doi copii, am nepoți, sunt membru al acestei biserici de peste 7 ani de zile, acum slujesc ca un președinte de district și sunt un om fericit. He is the district president of a church. Why do the people come here? De ce vin oamenii aici? Da, este o întrebare bună și răspunsul cred că va fi pe măsură. Oamenii vin aici pentru că aici găsesc iubire. Aici îl găsesc pe Iisus Hristos și iubirea sa. I have seen gypsy children in the congregation. Am văzut copii romi în congregație. They look differently from the average gypsy children in Romania. Ei arată diferit de copiii romi din România. Why? De ce arată diferit? Da, aș vrea să vă spun că în Biserica lui Iisus Hristos din toată lumea și în cea din România și în special în Ramura din Ploiești, nu există discriminări rasiale. Toți copiii sunt priviți la fel, iar în cadrul bisericii din România și de pretutindeni, copiii romi sunt iubiți poate mai mult decât ceilalți și li se oferă șansă să crească drept și cinstiți. Li se oferă posibilități de a se perfecționa în învățătură, a găsi locuri de muncă și ei se simt aici mai bine decât în casa lor. Does it see any difference in the everyday life of the members of the congregation and the town people? Este o diferență între viața de familie a oamenilor care sunt membri și viața de familie a oamenilor obișnuiți din oraș? Da. Pot să spun că este o diferență. Membrii bisericii trăiesc normal, dar în casa lor este armonie. Sunt foarte puține momentele când apar tensiuni ce nu pot fi stinse și datorită faptului că și copiilor și ei sunt membrii a acestei biserici, au crez comun, ei sunt fericiți, chiar dacă uneori sunt nori asupra acestei fericiri. Thank you very much. Haideți să ne uităm la birou. Vă doriți să vadă poate în birou? El trebuie să muncească. Iroda, plus numărul de informațele așa vreți. Dacă nu, chiar la reporter. First, I asked him to introduce himself. În primul rând, am vrea să vă prezentați. Mă numesc Teodorescu Ion și sunt membru acestei biserici de la începuturile ei în orașul Ploiești, în România, din august 1992. Am 48 de ani, sunt căsătorit, am un copil și toată familia mea este membră în această biserică. Și pentru acest lucru sunt fericit. Who are the members of his congregation in Ploiești? Cine sunt membrii dumneavoastră din Ploiești? Membrii acestei ramuri a bisericii din Ploiești sunt oameni foarte diferiți, care provin din medii diferite. În general sunt oameni săraci. Săraci material, dar bogați din punct de vedere spiritual. Biserica aceasta este aceea care i-a unit pe acest oameni și i-a făcut pe toți să fie frați și surori în Iisus Hristos. Mă numesc Teodorescu Ion, sunt președintele ramurii din Ploiești a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților Zilei în urmă. Sunt căsătorit, am un băiat, familia mea este în întregime în biserică,
și pot spune că sunt printre oamenii care au format această biserică în orașul Ploiești, fiind de la începutul acestei biserici în Ploiești. Botezul meu a fost în 29 august 1992. Ajuns ei la biserică, cine sunt ei, copiii? Iisus Hristos, Iisus Hristos a spus, lăsați copiii să vină la mine. Iar noi urmăm același lucru. Și toți copiii sunt bineveniți în această biserică. Ei sunt nevinovați. Ei sunt neprihăniți și de multe ori avem de învățat de la acești copii, noi oamenii maturi. Nu toți acești copii au părinții botezați. Botezați în această biserică. Spune, nu știu dacă pot să mai folosesc aceleași cuvinte. Cred că o să tăia. Referitor la copiii noștri, copiii din această ramură, îi considerăm niște îngeri nevinovați, niște viitori membri ai acestei biserici și acești copii, de multe ori, de la ei avem multe lucruri de învățat. Noi nu îi privim ca pe niște copii, ci îi privim ca pe niște viitori membri ai acestei biserici. Și toți acești copii pot deveni mai târziu conducătorii acestei biserici. Și noi știm acest lucru și accentuăm aceasta prin educația pe care vrem să o aibă acești copii, prin dragostea cu care îi înconjurăm și prin tot ceea ce facem noi pentru ei. Aceasta o facem numai și numai din dragostea aceasta nețărmuită față de copii și față de toți oamenii pe această planetă. Faptul că aveți membrii care sunt romi, tensiuni din afară sau tensiuni interior? Tensiuni luat în mod general nu ar fi. Dar totuși există anumite divergențe de opinii. Și aceste divergențe de opinii noi încercăm să le aplanăm cu tact, cu răbdare, cu multă dragoste. Dacă au sau nu au succes întotdeauna, rămâne de văzut acest lucru. Noi avem o vorbă.